Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Socialdemocrații vor discuta, se pare, despre remanierea guvernamentală în 22 iulie la ședința Comitetului Executiv al Partidului. Printre portofoliile la care vor fi schimbări, se numără, se pare, cele de la interne, transporturi și agricultură. Președintele Iohannis și-a anunțat dorința ca referendumul de revizuire a Constituției să fie organizat în același timp cu primul sau al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Scrutinul va fi făcut pentru a fi puse în aplicare rezultatele referendumului din 26 mai. Nuntă la penitenciarul Rahova, acolo unde Radu Mazăre s-a căsătorit cu logodnica lui. Fratele fostului edil spune că la ceremonie nu au fost aduse prăjituri și nici nu au fost făcute fotografii. România cumpără de peste 1200 de ori mai mult decât vinde. Deficitul balanței comerciale a țării a depășit 6 miliarde și jumătate de euro după primele 5 luni ale lui 2019. Dacă ritmul de creștere al deficitului se menține, la sfârșitul anului, diferența dintre exporturi și importuri ar putea ajunge la 20 de miliarde de euro. Ducesa Meghan este în discuții cu revista Vogue pentru a asigura rubrici periodice în publicație. Soția prințului Harry urmează să scrie despre activitățile ei caritabile. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.